Salutare tuturor și bine v-am la un nou videoclip! Eu sunt Cosmin echi doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi despre noutățile pe care Counter-Strike 2 le aduce în prima zi de la lansare. Ei bine, dragii mei, în această zi de 28 septembrie 2023, pe la ora 2 dimineața, Counter-Strike 2 a fost lansat, eliminând practic astfel orice înseamnă Counter-Strike Global Offensive. Dacă vă uitați pe Steam, în librărie avem deja Counter-Strike 2, nu mai avem Global Offensive. Singura idee, singura rămășiță de Global Offensive fiind iconița de aici și bannerul de la pagina jocului Amândouă care cel mai probabil vor fi schimbate în scurt timp Dacă vă uitați la achievement-uri și acestea au fost șterse Nu mai există niciun achievement legat de Counter Global Offensive Și avem un singur achievement care este ascuns iar pentru a-l debloca, trebuie să facem un lucru foarte simplu, și anume să jucăm jocul. Jucăm jocul vreo 10 minute, iar mai apoi vom debloca și acest, uh, acest achievement. Ei bine, în acest videoclip vom vorbi despre tot ce este nou în Counter-Strike 2 după ieșirea din beta. Pentru cei care ați avut acces în beta, felicitări, ați fost norocoși. Uh, veți ști și veți observa că sunt anumite lucruri care sunt schimbate față de jocul din beta, ceea ce este normal până la urmă. Vom intra în joc pentru prima oară, pentru că pe acest cont nu am intrat niciodată în joc. Vom vedea care este prima experiență, vom vedea ce primim gratuit odată cu lansarea Counter Strike Global Offensive, vom vedea dacă avem conținut nou și de asemenea ne vom uita un pic la interfață, la setările noi care au apărut la joc jocurile pe care, modurile de joc pe care le putem juca în Counter Strike 2 și așa mai departe. Aveți un cuprins în descriere alături de toate informațiile de care aveți nevoie, așa că puteți să săriți la informațiile pe care vreți voi să le aflați, deși vă recomand să vedeți videoclipul cap coadă. Dacă vă place acest update, lăsați un comentariu, spuneți-mi dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut și vă așteptați la mai mult. De asemenea, dacă vreți să mă ajutați, nu uitați să lăsați un like videoclipului, mă ajută foarte, foarte mult și abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplatez videoclipuri pe acest canal. Acestea fiind spuse, hai să trecem la treabă și să-i dăm Play. Pentru cei care ați avut beta, observați că deja nu mai avem acea fereastră care ne lasă să alegem între Counter-Strike 2 și Counter-Strike Global Offensive, ci doar ne intre direct în Counter-Strike 2. Și primul lucru pe care sper să-l auziți, o să vă las un pic în liniște, este noul fundal sonor, pentru că, ei bine, da, Counter-Strike 2 are cu totul alt fundal sonor, mult mai mișto din punctul meu de vedere față de Global Offensive. Vă las câteva secunde să ascultați un pic, iar apoi revenim. Bun. Și acum că am revenit, vedeți că de principiu interfața este cam la fel, cu niște lucruri adăugate: și anume avem aici un buton nou pentru a vedea meciurile și turnamenturile, exact cum era în Counter-Strike 2 cu meciurile, și la un moment dat vom avea și partea de majoruri, apoi. Avem iconița de setting și de quitul desktop care existau și înainte. Apoi avem inventarul cu un număr aici. Înseamnă că am primit două lucruri pe care vi le voi imediat. loadout play, care este scris cu un fond mai mare, store și news. Lucruri care din câte știu nu existau. Cel puțin store-ul sigur nu exista. Și vom vorbi despre el imediat. Dar înainte hai să intrăm în inventar să vedem ce am primit. Am primit un music kit, se numește Valve CS:GO, care, așa cum probabil v ați dat seama, este music kit-ul vechi din Counter-Strike: Global Offensive. Dacă sunteți cumva nostalgici și vreți să ascultați fundalul sonor din Global Offensive, atunci puteți să folosiți acest music kit gratuit. Tot ce trebuie să faceți este să fi jucat acest joc, adică Global Offensive, în ultimele 10 zile. Și veți primi acest acest music kit alături de acest badge, acest nou coin, Global Offensive Badge, care arată foarte bine, foarte, foarte bine și are și o surpriză. Vreau să vedeți așa, este un coin auriu, cu reflexii foarte mișto, pe care scrie Counter-Strike Global Offensive 2012-2023, perioada în care acest joc a existat, și iconița de la City, care este holo. Vedeți? Ce mișto se vede este holo. Dar, surpriza este că putem să întoarcem această monedă și să vedem logo-ul Tero, la fel holo. Este prima monedă de acest fel, pentru că nicio altă monedă din jocul Counter-Strike, adică Global Offensive era acum CS2, nu a avut față verso. Tot timpul a fost o singură față. Asta este prima monedă pe care o putem întoarce. Și foarte mișto. Și putem să o vedem în Loadout, putem să-i dăm Continue, le avem pe cele două aici, putem să o și uh, afișăm, Display this site. iar apoi dacă mergem pe meniul principal, putem să vedem că ne-a apărut aici și a schimbat și aici. Arată bine, îmi place, e frumos, o să trec în continuare la Guardian Elite Pin, dar uh, este un badge pe care veți putea să-l primiți dacă ați jucat Counter-Strike Global Offensive în ultimele 10 zile. Bun. Acum că am trecut și de muzică, mergem mai departe la butonul mare de play. Iar aici puteți observa niște lucruri. În primul și în primul rând, suntem pe World, dar nu mai avem season beta, avem season 1. Deja suntem în următorul sezon, primul sezon oficial, care nu mai are atât de mulți oameni pe galben, pe gold, așa cum era în sezonul de beta. De asemenea, puteți observa că s-a resetat totul ce ține, tot ce ține de CS rating, de win-urile pe hărți și așa mai departe pentru fiecare player în parte. Asta pentru că în fiecare sezon, care nu știu cât va dura încă, scorul se va reseta. Așa că acum va trebui să jucați din nou 10 meciuri pentru a primi o nouă notă, un nou CS rating, pentru ca mai apoi să începe să jucați, să cum a jucat și în beta. Nu considerați asta ca fiind o pierdere, ci ca fiind șansa voastră de a vă obține o notă mai mare din prima acum, pentru că deja v-ați obișnuit cu jocul. Pentru cei care au primit uh, acces și care au jucat modul premier. Venim vorba de premier, acest game mode poate fi jucat numai de către uh, conturile care au primul cumpărat și au minim rank 10. Dacă nu aveți cele două, atunci nu puteți să jucați premier. Dar, dacă nu aveți, puteți să jucați competitiv, pentru că acest mod a fost deblocat. Și avem fie, fiecare hartă în parte, pe care putem să o selectăm. Deci dacă voi vreți să jucați numai miraj, pur și simplu le deselectăm pe toate celelalte și jucăm numai miraj. Și puteți observa că avem câte o iconiță de rang pentru fiecare hartă în parte. Asta pentru că, de acum încolo, fiecare hartă va avea rankul ei. Deci puteți să aveți global pe Mirage dacă jucați și să aveți Silver pe Anubis dacă nu jucați mai niciodată. Asta este foarte interesant pentru că tot timpul veți intra în competiție cu oameni de nivelul vostru pe acea hartă și veți putea să... Vedeți unde vă descurcați mai bine și unde vă descurcați mai prost, astfel încât să știți unde puteți să vă îmbunătățiți dacă vreți să faceți chestia asta. Sau pur și simplu puteți să deveniți zei pe miraj. Ce să zic? nu e harta mea preferată, dar na, a unora este. Avem momentan pe competitiv Mirage, Overpass, Vertigo, Ancient, Inferno, Office, Das 2, Anubis și Nuke. Putem să jucăm Das 2 competitiv. N-am mai jucat de foarte mult timp. Nice. De asemenea, avem Wingman-ul deblocat, care de data aceasta puteți observa că nu este cu rank aici. Asta înseamnă că avem un singur rank global, la fel ca și în Counter-Strike Global Offensive. Și putem să jucăm Overpass, Vertigo, Inferno și Nuke nu avem Cobblestone, ceea ce mă face să cred că vom avea o nouă versiune de Cobblestone, atât pentru competitiv cât și pentru Wingman. Ce părere aveți despre asta? De asemenea, nu avem Short Dust. Interesant. Poate vom avea un Short Dust nou, bazat pe Dustul 2 pe care îl avem acum. Cine știe? Avem mai apoi Deadmatch și Casual, pe care le-am mai avut și până acum, numai că Deadmatch-ul acum poate fi selectat la fel ca în Global Offensive. Pe Hostage Group, Defusal Group, diffuser Group Sigma sau Delta și Task 2, la fel ca în Global Offensive. Și mai avem și Private Matchmaking, pe care nu l-aveam până acum. Și mai avem o iconiță aici, care va deschide uh, serverele private motorul de căutare de servere private este un programel care se lansează separat, nu va fi o, un window din parte integrată din Counter Strike 2. Na, aia e, e alegerea lor. Bun, mai departe, din păcate ați observat că lipsesc câteva game de aici. Și anume, nu, nu avem Arms Race, nu avem uh, Scout Wars și așa mai departe, nu avem celelalte mini-game moduri. Probabil în viitor le vom primi, nu avem Danger Zone de asemenea. La fel, probabil în viitor le vom primi, dar momentan nu avem aceste game moduri. Țineți cont că este prima zi de lansare oficială și că de acum încolo nu înseamnă că Valve s-a oprit cu abiliturile și din contră va trebui să mențină și să persiste în ritm, ritmul de update-uri cu care ne am obișnuit de ceva vreme, astfel încât să ajungem la un joc complet, la fel cum era Global offensive -ul. De asemenea, gândiți-vă că Global Offensive a ajuns un joc matur după mulți ani, nu imediat. Prin urmare, nu trebuie să avem așteptări de la, din ziua 1 ca CS2 să fie la fel de bun și la fel de complet precum counter Global Offensive. Bun. zicând că chestia asta mergem mai departe în store. Și storul este o pagină nouă, complet diferită, care ne arată foarte multe lucruri interesante. În primul rând, sare în ochi. E portocaliu gold, weekly care package. Este un lucru nou pe care l-au introdus cei de la Valve în Counter Strike 2, de care nu știam, care vă permite să primiți două dropuri pe care voi să le alegeți dintr-un set de 4 în momentul în care faceți XP în plus, adică faceți un nou rank, creșteți în rank, în fiecare săptămână. Așa cum până acum primeați o cutie și un skin sau uh, un graffiti, acum puteți să vă alegeți unul dintre cele patru, pe care, două de fapt, două dintre cele patru dopuri pe care pe care le primiți la finalul fiecarei săptămâni sau, mă rog, după ce faceți rank up. Puteți să primiți o cutie, grafitiuri sau skinuri. Și voi alegeți așa cum ați văzut și pe ecran în momentul de față, cum am filmat de pe contul meu care avea uh, mai avea puțin și făcea rank up. Contul meu acum vedeți că este la limită, mai avem o întreagă bară de umplut. Iar acest lucru vom putea face în fiecare săptămână. Miercuri este prima zi din săptămână pentru CS2, respectiv marți este ultima zi. Deci de miercuri până marți puteți să faceți rank, jucați deadmatch, jucați competitiv, jucați premier, primiți XP și apoi primiți acest weekly care package. Mai jos avem new and popular, putem să dăm simor și ne va duce către această pagină în care putem să selectăm foarte multe chestii care înainte erau greu accesibile. Dacă mergem la home, mai jos avem Paris 2023. Aparent încă nu s-a scos sale-ul de la Paris 2023. Mai trag și ei cât mai pot ca să mai scoate niște bani. Apoi avem mai multe categorii, general Paris 2023, market cu cutiile link care ne va duce către linkul de pe market și tools, storage unit, name tag și swap tool pe StatRack. Cam asta este partea de store. La news avem toate știrile, în loadout nu avem nimic diferit. Dar în setări avem ceva diferit. Dacă mergem la audio, avem niște setări în plus. EQ profile care schimbă complet uh, modul în care sunetul se aude în CS2. Natural este default, crisp crește un pic midurile și frecvențele medii și înalte, astfel încât să ajute un pic la localizarea prin sunet, dar ar putea să fie destul de puternic în anumite situații, gen flashbang. Și respectiv smooth este reduce frecvențele înalte și medii pentru a scădea spike-urile de volum și a ajutat la scăderea oboselii urechi în cazul în care Uh, aveți așa, astfel de probleme, de asemenea, dacă aveți uh, niște căști de studio și dacă ascultați la volum mare, atunci puteți să selectați smooth ca să vă scadă un pic din, uh, din volum. Left-right isolation este la 0% physically accurate, adică se comportă ca cum e în realitate, 100% izolează foarte bine stânga-dreapta și veți auzi cel mai bine Uh, ce e în stânga, ce e în dreapta. Și perspective correction. Asta pentru că dacă ceva se aude de sus, se va auzi și în căști cumva de sus și veți putea să vă dați seama mult mai bine de unde vine fiecare sunet în parte. Bun, acum că am văzut și chestiile astea, mai avem un lucru și anume să ne uităm la changelog. La changelog pentru că putem să observăm niște lucruri care s-au modificat, dar de care noi nu știm. De exemplu, hai să luăm un pic release notes-ul din 27 a noua. Este bineînțeles disponibil și free to play, dar la fel trebuie să cumpărați Prime-ul dacă vreți să jucați în Prime. Season 1 of Premier a început, s-a dat drumul la competitiv, la wingman, la private matchmaking, s-a adăugat training day pentru jucătorii noi, s-a ajustat un pic coliziunea dintre jucători, deci ar trebui să nu mai avem acel efect de rubber banding, să ne lipim practic de jucătorul de lângă și după aia să ne propulseze. Foarte bine, sper să și funcționează. Diferite lucruri cu reflexii, cu molotoave, cu C4 și așa mai departe. Găinile pot în sfârșit să cadă de pe vertigo. Avem partea de sunet, care este foarte importantă. Ce mi-a plăcut de aici foarte, foarte mult este asta, fix the bug where sometimes C4 diffuse and planting sounds, sounds can, could not be heard in certain locations. De foarte multe ori în Counter-Strike 2 nu am auzit când cineva dă diffuse sau nu am auzit când cineva plantează, chiar dacă este vorba de coechipierul meu și eu eram spectator pe el. Asta e bine că au, că au rezolvat-o. O chestie foarte importantă pe matchmaking, când unul sau mai mulți uh, membri dintr-un party uh, sunt acuzați de cheating și sunt banați permanent, toți cei care erau în acel party vor fi penalizați cu pierderea rankului și a ratingului CS. Fi nevoie din nou să joace și să câștige meciuri pentru a-și obține din nou rankul și respectiv CSR-ul. Foarte, foarte bine pentru că în în leaderboard au fost foarte mulți oameni care au ajuns pe gold fiind cărați de către codații. De asemenea, în premier, jucătorii care au un CS rating foarte mare nu pot să joace în partii cu conturi care nu au încă un CS rating. De asemenea, au eliminat o parte din boosting nu complet, dar măcar o parte. Un lucru foarte important este că a fost adăugat un clopot în plus pe Inferno. Dacă nu știți, în t avem acolo un clopot. Ce ziceam că facem? Ziceam că intrăm aici, intrăm în inventory și dacă dăm, de exemplu, click pe această cutie, putem să-i dăm Unlock Container. Și suntem pe Dust și vedeți cum bate praful pe aici printre cutie. La fel, cutie se cumpără și se se deschide cutia la fel, la fel ca în... Ca în să la Global Offensive. Sunt curios de o chestie. Și pentru asta hai să vedem... Să-i dăm Retrieve Items din punga cu pungi. Să scoatem un... Hai să scoatem un Autograph Capsule din Contenders, da? Haideți să o și deschidem. Unlock Container. Este la fel ca în Global Offensive. Hai să-i dăm Unlock. Nu e nimic schimbat. Da, totul este fix la fel. Am prins un Brokey simplu, nimic special. Bun, dragii mei, cam ăsta a fost videoclipul, așa arată Counter-Strike 2 în momentul de față, în prima zi de lansare. Voi reveni cu mai multe videoclipuri mai scurte, în care voi aborda teme micuțe, de exemplu, în momentul în care voi face XP, vă voi arăta ce am primit ca opțiune în Weekly Care Package și pe acest cont și pe contul celălalt, am trei conturi pe care joc și... Revenim cu mai multe videoclipuri, tutoriale, baguri și așa mai departe. Fiți pe faza, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai apladez și lăsați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Eu sunt Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!